Această emisiune este realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You. Tu când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să citească. Există doar oameni care nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor, iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. În fiecare ediție îți voi prezenta o carte și ne vom întâlni cu invitați de excepție. Sunt Natasha Alina Culea. Bun venit la Bookmedia! Dragilor, astăzi vă prezint cartea Stoicismul și arta de a trăi fericit, de Donald Robertson. Această carte de filosofie a apărut la editura Litera în colecția Carte pentru Toți. Și ca orice lucrare filosofică, îți vorbește despre calea către o viață bună, această sintagmă către care tângim cu toții. Autorul, Donald Robertson, ne promite că stoicismul ne poate conduce și pe noi către împlinire și, evident, către o viață mai bună. Dar să începem cu începutul. Cuvântul filosofie, provenind din greaca veche, înseamnă iubirea de înțelepciune. Stoicismul, doctrina filosofică dispărută în Antichitate, a fost fondat la Atena, în vechea Eladă, leagănul filosofiei răspândită apoi și în Imperiul Roman. Stoicii erau recunoscuți ca fiind o adevărată forță morală în Antichitate și totodată un exemplu de reziliență. Dintre stoici au făcut parte Zenon, Cleantes din Asos, Panaiotis din Rodos, Diogene, politicianul Seneca, Epictet, etc. Ultima figură stoică a fost împăratul roman Marcus Aurelius, care a trăit conform discursurilor lui Epictet, lucrarea din care a supraviețuit aproape jumătate. Autorul stoic, de la care ne-au rămas cele mai multe scrieri, este Seneca. Dar haideți să vedem care sunt stâlpii stoicismului. Autodisciplina, perseverența, curajul, virtutea, dreptatea, morala, armonia cu natura, rezistența sau reziliența. Singurul bine este virtutea, ne spune principalul dicton stoic, iar stoicii erau recunoscuți pentru faptul că nu făceau niciun compromis legat de etică. Autorul cărții, Donald Robertson, ne informează că stoicismul a revenit în actualitate, nu doar ca doctrină filosofică, ci și ca o practică. De exemplu, se aplică în principiile stoice din psihiatria de azi. Se pare că stoicismul antic și azi ne poate aduce fericirea. Fericire cunoscută ca eudaimonia. Pe oameni nu-i tulbură lucrurile în sine, ci părerile pe care și le fac despre ele. Sigur, ați mai auzit acest concept psihologic și spiritual, dar să știți că el aparține stoicilor, chiar dacă azi îl regăsim în cărțile unor autori sau psihologi renumiți. Se pare că tot revenim la rădăcini. Și de ce nu? Dacă antichitatea încă poate să ne învețe despre fericirea simplă a lucrurilor. De multe ori noi asociem fericirea cu pacea minții, dar stoicii ne avertizează că liniștea este un lucru bun, dar nu duce nicăieri. Subscriu aceste idei într-un univers a cărui singură constantă este schimbarea. Tot stoicii au clarificat pentru noi importanța acceptării. Acceptare care nu înseamnă resemnare sau pasivitate. Ce ne mai învață stoicismul? Că trebuie să devenim mai puternici decât emoțiile noastre. Citește cartea Stoicismul și arta de a trăi fericit și pune în practică aceste învățăminte antice despre o viață mai bună. Dragilor, astăzi avem un invitat care o să ne continue această idee legată de o viață mai bună și despre fericire. Și anume, psihologul Daniel Duță. Numele tău complet este Daniel Sorin Duță, am observat. Așa este, da, așa este. Tu ești și realizator TV, nu ești doar psiholog. Da. Și îmi place că ai venit cu cărțile tale, dintre care aș vrea să enumăr Psihosociologia carierei, Sensibilitatea morală-religioasă a adolescenței, te-a preocupat și subiectul adolescenței. Da. Dinamica grupurilor și organizațiilor, care ai zis că a fost refăcută. Da. În Psihosociologia grupurilor și organizației și concept de filosofia științei. Da. Așa este. Ai avut ceva treabă până acum? Păi da, mi-a plăcut să scriu, mi-a plăcut să cercetez, pentru că sunt cărți care mi-au luat mult timp, pentru că am depus efort pentru a le scrie și am făcut cercetări în domeniul respectiv.
fiind și profesor universitar, m-am bucurat să le, să zic așa, le poansoanez și cu referate științifice și am fost chemat la diferite conferințe științifice internaționale și din România, care mi-au dat mare satisfacție, după care multe cărți le-am, să zic așa, le-am compilat din munca mea de cercetare și unele din cărți chiar scrise împreună cu un mare sociolog de la noi din România, și anume Nicolae Grosu. Ce spui despre această introducere la Bookmedia, despre fericire, despre arta de a trăi fericit? Și uite, aș vrea să te întreb, ce e fericirea pentru tine? E foarte interesant, am urmărit cu atenție, și a fi fericit înseamnă a fi liniștit, a nu avea traume, a nu avea dușmani, a putea să pui capul jos pe pernă și să poți să adori liniștit, să ai vise pe care să ți le împlinești, să ai ținte pe care să le urmărești și să te bucuri cu persoane. Eu sunt un tip social și pentru mine a fi bucuros, a fi fericit, este să interacționez cu oamenii și, mai mult decât atât, să le aduc zâmbetul pe buze. Știu că ești o persoană luminoasă, în general, optimistă, dar uite ce spui de asta, că toți stoicii au spus că liniștea e un lucru bun, dar nu duce nicăieri? Într-adevăr, nu sunt un tip claustrofob și nu îmi place neapărat să stau în cutiuța mea, deși cărțile pe care sunt pe masă sunt scrise dimineața de la ora 4 la 8, 9, 10, deci când era liniște în casă și coboram într-o altă cameră, mergeam într-o altă cameră și acolo scriam, aveam computer în mână și visele mele și acolo le scriam. Am înțeles. Ok, o să am mai multe subiecte pentru tine. Vreau să facem așa puțină lumină în anumite subiecte care mă preocupă în momentul acesta, inclusiv această artă de a fi fericit, pentru că, după cum vedem în jurul nostru, este o artă, pentru că nu toată lumea reușește să o obțină. Noi, cel puțin ca popor, suntem cunoscuți pentru niște fețe destul de triste, în general, dacă mergi pe stradă. Deci, cred că am putea să lucrăm și să avem și emisiuni și cărți și absolut orice, să vorbim despre fericire, pentru că se pare că avem nevoie de ea. Cel puțin de optimism sau și fața noastră să exprimă același lucru. Așa este, da. Să știi, Natasha, că dacă un coleg la serviciu mă vede că sunt serios, zice, Dane, ți s-a întâmplat ceva? Pentru mine statura normalității este zâmbetul pe buze. Zâmbetul pe buze care, să știi că este într-o legătură foarte strânsă cu ceea ce este în interior. Ca să vin la tine la emisiune, trebuie să fiu liber, să fiu bine cu lumea din capul meu, ca să pot să fiu zâmbitor la tine la emisiune. Și la emisiunile pe care le realizez la 7 TV, am nevoie de această liniște și de această bucurie. Tu te ocupi foarte mult și de cupluri. Da. Și bănuiesc că ai ajutat să fie împreună foarte mulți oameni și poate ai ajutat și în momentele critice în care se vorbeau de despărțire în cupluri. Haideți să vorbim puțin despre cum să treci peste o despărțire mai ușor. În primul rând, despărțirile nu sunt ușoare în sine. Dar cred că și noi putem să scurtăm sau să lungim acest proces în funcție de cât de mult ne dorim să fim fericiți și ne dorim binele. În primul rând, o trecere la o nouă fază a vieții, pentru că este o nouă fază a vieții, o nouă cunoaștere, avem nevoie de următorul sau două elemente foarte importante. Pe ce stăm? Pe cine am așezat? Ce mai este bun la noi? Ce mai putem face noi? Unde mă găsesc? Ce am pierdut? Ce mi-a rămas? Trebuie să știu pe ce pun mâna. 2. Trebuie să am ținte. E foarte important să știu unde mă găsesc și este foarte important să știu unde merg. Este un element foarte interesant al actualei vieți, să zic așa, în care depresia apare destul de repede după pandemia pe care am trecut-o și văd că totuși mai apare, și anume să ne formatăm ținte.
Ce înseamnă țintă, Natasha? Țintă ce facem astăzi, ce facem săptămâna asta, ce facem luna asta, ce facem anul ăsta. Ținte la nivel intelectual, ținte la nivel material, ținte la nivel emoțional. Și e foarte important să le luăm foarte atent aceste ținte, nu să ni le ducem nici prea sus ca să nu le atingem, nici prea jos să ne plafonăm. Practic să avem pentru ce trăi. Să avem pentru ce trăi, pentru ce munci, pentru ce ne bucura și să avem direcție. Dacă îmi permiți, acum, în momentul acesta, am terminat de scris, e dat la corectat, o carte care se numește așa, Familia pe sens unic. Noi, în viața asta, mergem pe sens unic. Nu avem cum să ne întoarcem nici o secundă din viața noastră și trebuie să știm foarte bine cu ce viteză ne deplasăm, cu ce viteză mergem, unde mergem. Și voi scoate Familia pe sens unic și dacă mi-ai dat posibilitatea să spun la ce lucrez, am terminat o carte care este gata de tipar. Este vorba de o carte pe care am studiat-o într-un doctorat la Catolici. Se numește Filozofia traumelor sau cum ieșim din crize. Încă nu i-am pus titlu. O carte care am studiat-o mergând la biblioteci de la Oxford și din Israel și e o carte care are consistență și din punct de vedere psihologic, dar și din punct de vedere teologic. Și acolo încerc să găsesc oameni și să-i aduc, să-i scot de acolo din răutatea. Pentru că ne găsim într-o lume în care ne împușcăm, ne faultăm și trebuie să știm cum să rezistăm la faultul, cum să rezistăm la răutățile care le avem în jurul nostru. Să nu ne dispară zâmbetul de care avem nevoie și oricum, în momentul când zâmbești, poți să mergi mai departe, poți să ai ținte și poți să cucerești. Poți să ai victorii. Toată lumea vrea victorie. Eu am spus mereu că dacă accepti ca comportamentul unei alte persoane să te schimbe, acea persoană a câștigat. Dacă ai reușit să rămâi neschimbat în nemișcarea ta, ai câștigat tu. Și îmi place că ai adus acum subiectul acesta legat de familie. Pentru că nu o să te menajezi, Daniel, o să-ți pun niște întrebări pe care mulți oameni se cam codesc așa să le pună în legătură cu familiile, dar eu nu o voi face. Deci o să încep cu un subiect destul de interesant, zic eu, ce te faci cu monotonia din cuplu? E foarte interesantă întrebarea. Care există și nu are nimeni cum să o nege, mai ales după ce ți-ai construit anumite tipare și lucrurile se întâmplă la fel. De fapt, nu se mai întâmplă, nu se mai prea întâmplă nimic în afară de niște tipare bine stabilite într-un cuplu, o plictiseală incredibilă, eu o văd la multe cupluri, sunt acea dinamică a cuplului în care ea pare supărată sau certăreață, iar el se retrage și este un lucru pe care îl văd destul de des. Să știi că cuplul, eu îl văd bine. Fiind și psihoterapeut și având și această problematică de multe ori a cuplurilor și încă ceva vreau să spun, Natasha, vis-a-vis de cuplu și de divorț, pentru că ai folosit cuvântul divorț. Sunt situații în care oamenii vin cu 1% șansă pentru a se reface cuplu. Mă, muncesc, câinește și pentru 1%. Natasha, mă duc și dincolo de 1%. Când oamenii sunt divorțați. Acum lucrez la un cuplu care este divorțat de câțiva ani de zile, nu dau detalii, de câțiva ani de zile și încercăm să-l repunem pe roate. De ce spun lucrul acesta? Că în momentul în care ai o alegere față de un partener, ai un... să zic așa, un șablon. Șablonul ăsta e dat de familie. Nu vin eu, nu m-am născut eu deșteptul pământului, nu. Eu am fost șablonat de o familie unde am crescut. Meteul, spune Lucian Blaga, în primii 7 ani se formează de la mete, înseamnă mama, tata, se formatează, să zic așa, comportamentul. Imaginea unui partener. Și imaginea unui partener. Pentru băiat de la mamă, pentru fată de la tată. Și automat vin și îmi aleg un partener. Vreau să spun un lucru foarte interesant. În momentul în care eu sunt certat cu tata, eu fată, eu băiat sunt certat cu mama,
îmi aleg un partener în protest, în, să zic așa, care se opune tatălui sau a mamei. Mergând în viață, eu am împăcare cu mama, îmi dau seama că am o diferență față de. Aici există gândul, ce fac, merg mai departe cu același partener? Bun, să zicem că este totul ok în familie. Ești formatat, te căsătorești, după șablonul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Lucian Blaga spune așa, mama și tata în primii 7 ani de acasă reprezintă Dumnezeul copilului. Dar Daniel, tu spui astfel că nu există iubire. Există iubire sau există condiționarea noastră dată de familie? Nu, există alegere. Există alegere, există dragoste, există iubire. Dar automat eu am, să zic așa, o serie de unde aleg. Ca băiat fată, ca fată un băiat. Nu aleg din Asia, nu aleg din America, nu. Aleg din câmpul meu vizual. Poți să te întreb ceva, Daniel? Biteșe. Ce are în comun soția ta cu mama ta? Să știi că... Interesant. Ți-am spus că nu o să te deranjeze. Da, da, și vii, nu mă deranjează orice întrebare. Fiat. În momentul în care m-am apropiat de prietena mea, care a devenit soție, în același timp mi-au plăcut 2 fete. Și le-am cerut adresa la amândouă. Eram 20 de ani și eram într-un cerc de prieteni și din cercul respectiv mi-au plăcut 2 fete. Una era brunetă, una era mai șatenă. Și le-am cerut adresa. Ce crezi că aveau aceeași adresă? Erau surori. Însă am ales-o pe cea care era brunetă, pentru că mama mea era brunetă. Doi, avea o atitudine, eu știu, complementară cu mama. Și semăna un pic și în, să zic așa, în partea tatălui meu. Acum văd, atunci nu am văzut. Însă, după 2-3 ani de prietenie, ne-am căsătorit și lucrurile nu mi-au părut rău. Înțeleg. Dar, spune-mi, te rog, ce putem face concret ca să eliminăm monotonia din cuplu? Monotonia din cuplu, avem nevoie să schimbăm vitezele de reacție la comportamentele noastre, ideile noastre, visele noastre. Dacă mergem permanent, avem un traseu de la serviciu acasă, îl facem fără, nu avem cum schimba. Putem să schimbăm orele de după serviciu, fie parcurile, fie destinațiile de vacanță, fie restaurantele unde mergem să mâncăm, fie dieta pe care o facem. Am o chestiune pe care n-am luat-o, ci am dezvoltat-o în psihoterapia pe care o țin. Dau un exemplu. Vine un primar și îmi zice, domnul Duță, sunt foarte disperat, sunt la 5-a nevastă. Sunt la 5-a nevastă și vă spun ceva. Eu am 62 de ani, era spre pensie și ea avea 41 pic de ani. Se pare că a semnat actul de căsnicie cum se semnează primarii în general. Și zice, domnul, vă rog frumos, rezolvați-mă să rămân la soția respectivă, la doamna respectivă, la soția pe care o avea, era a 5-a. Și zic, cum mai vrea să fie terapia agresivă sau să fie o terapie comodă? Nu, 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 rezolvați-mă cât de repede. Bine, cât de repede. Și i-am dat, pe lângă alte atitudini terapeutice, i-am dat un lucru foarte interesant. Fă-i surpriză ei în fiecare zi, fără să te coste bani, fără să repeți surpriza. Nicio problemă, nu mă costă bani, super, să nu repet, este excelent, mergem. 7 zile, după care mă întâlnesc. Incredibil cum din iubire ajungem la bani. Așa, în sfârșit, 7 zile, după care încă 7 zile. După care încă 7 zile. De obicei, un element comportamental, ca să fie adiționat la om, are nevoie de cel puțin 6-7 săptămâni. Și după a treia săptămână, zice el, domnul Duță, schimbați-mi treaba asta cu surprizele, nu mai rezist și noaptea mă gândesc la soție ce surprize să fac. Păi nu mi-ai cerut să ți-o bag în cap pe soție? Să ți-o...
Da, da, așa de repede. Da. Deci există, putem să facem surprize, putem să ne gândim noaptea, ziua, și să putem să schimbăm ceva la noi, fie în tunsoare, fie în îmbrăcăminte, fie în detaliile de a mânca, și putem să rupem monotonia, putem să o rupem. O să mai lansez o provocare, dacă tot suntem aici, pentru că tu pare așa să fii avocatul relațiilor, chiar și cele care au 1% șanse. Așa. Iar eu o să mă transform în procuror și așa. O să spun că nu toate relațiile, din punctul meu de vedere, trebuie să continue. Da, e foarte când bine. Când trebuie să renunți? Sunt situații în care și relațiile sunt toxice. Relații toxice înseamnă că ei nu se mai suportă. Vezi, construcția unui cuplu are trei, să zic așa, trei piloni importanți. Comportamentalul, și anume stăm în același apartament, avem salarii fiecare, punem de comun acord. Comportamentalul, emoționalul și hobby sau spiritualul, îi spun eu. În momentul în care o relație este toxică, elementul emoțional este terminat, este făcut praf. Și acolo trebuie umblat. E în momentul când nu mai iubești, când nu mai îl accepți, când nu-l mai suporți, când nu mai știi, nu mai poți să mănânci cu el la masă, nu mai accepți nici într-o relație intimă, în momentul acela trebuie să faci ceva. Și am găsit, din păcate, și relații toxice care le-am condus spre separare, spre divorț, dar un divorț ca să nu afecteze copiii dacă aveau, sau să nu afecteze părinții dacă ei trăiau. Sunt cupluri în care rolul bărbatului pare să fie jucat de femeie și viceversa, în care femeia dă ordine și așa mai departe, iar el este submisivul, să spunem. Da, da. Care se abate, bineînțeles, de la familia tipică, hai să zicem, balcanică, sau modul în care o priveam noi până acum, pentru că se știe deja în țările nordice, în general, e mai mult matriarhat decât patriarhat. În anumite țări parcă predomină patriarhatul, de exemplu, aș spune Rusia, aș spune țările, în general, slave. Noi nu știu cum stăm, parcă ne îndreptăm totuși ușurel spre matriarhat, dacă mă întreb pe mine. De ce această schimbare de roluri? Dă-mi voie să fac o glumă înainte de glumele gamă. Sunt mereu bune. Da, dar să știi că este o glumă adevărată. Dacă este divorț între 0 și 5 ani de la căsătorie, este vorba de o relație defectuoasă, toxică în comunicare. Dacă este divorțul între 5 și 10 ani de la căsătorie, să știi că este o relație toxică la nivel comportamental. Dacă este un divorț între 10 și 18 ani de la căsătorie, este o schimbare de rol, ceea ce vorbești tu acum. Dacă este divorț după 20 de ani, ești prost. Deci, schimbarea de rol are valorile ei. Să nu avem o schimbare de rol tipic mamă-fiu. În momentul în care este tipul acesta de schimbare de rol, băiatul, pentru că soțul devine copilul soției lui. Nu rezistă mai mult de 18 ani, da, cu soția respectivă până la adolescență, când îți spun din cabinet, îți spune, dar vreau și eu să mă căsătoresc, să-mi trăiesc viața. Și automat fuge din relația respectivă. Sunt și bărbați care rămân, adică mai au puțin și vezi că o să le da lingurița, îi fac avionul în gură, adică am mai văzut și așa ceva, mami, tati și așa mai departe, dă-mi aia, fă-mi aia, exact un tipar de... Să știi că, Natasha, este foarte interesant să trăiești cu soția la fel de bine cum ai trăit cu mama și ți-ai rezolvat toate problemele, dar din cuplurile de schimbare de rol am observat că la 18 ani vor o schimbare, s-au săturat, vor și ei să aibă o relație intimă cu soția, nu cu mama. Și problema aceasta este destul de delicată, schimbarea de rol. Însă, mi-ai spus un alt tip de schimbare de rol, șef, subaltern și în familie. Vezi, problemele acestea venim cu ele din societate și le aducem. Eu sunt, să zicem, profesor și pe soția mea o investesc ca studentă.
sau eu sunt preot și soția mi-a plăcut un preot care spunea lucrurile acestea, măi, eu sunt preot până la ușe, sunt pastor până la ușe, acolo sunt soțul soției mele. Nu trebuie să confundăm rolurile din afară. Sunt director într-o societate, dar nu sunt director înăuntrul casei. Și rolurile acestea sunt suportabile și într-adevăr ai dreptate, în țările nordice, în țările latine, ne confruntăm cu ele. Tu ai spus că la noi este începe să începe. Așa cred. Așa văd. Să știi că este o zonă în care, într-adevăr, încep femeile să vină la conducere. Uh-huh. Încep femeile să vină la conducere și la nivel politic, și la nivel social, și la nivel de business. Problema nu este că încep femeile să vină la conducere, ci faptul că vin nepregătite la conducere. Și abuzează, la fel cum au abuzat bărbații în trecut. De acest rol. Ești foarte directă și dezinvoltă la problema aceasta. Din păcate, se întâmplă să vină și nepregătite. Dar sunt și situații în care să fie pregătite și să meargă bine. Pentru că ele totuși au condus o familie, au condus copii, au condus și nu putem să punem egalitate între bărbați și femei. Nu, este clar, imposibil. Lucrul acesta încercăm noi prin diverse plancarde, vrem egalitate. Nu se poate lucrul acesta. Nu suntem egali unii cu alții. Nu. Fiecare are funcțiile lui, fiecare are accentele, emoția lui și... Da. Așa este și cred că este greșit din start noțiunea pe care o avem, ideile pe care le avem noi despre a conduce. Pentru că sunt oameni care conduc la nivel declarativ, iar alții conduc la nivel faptic. Da. Iar noi nu înțelegem foarte bine conducerea, așa cum nu înțelegem foarte bine ierarhia. De exemplu, cineva spune, pe tine te iubesc mai mult, pe celălalt îl iubesc mai puțin, copiii mai mult. Nu. Din punctul meu de vedere, sunt absolut iubiri diferite, automat, cu textură diferită. Nu au ierarhizarea pe care l-o dăm noi în capul nostru, sau cel puțin nu ar trebui să existe. Sunt foarte mulți bărbați, de exemplu, foarte atașați de mame, care ar spune, o iubesc pe mama cel mai... Ok, dar nu este cazul să privești lucrurile așa, pentru că poți să le privești pur și simplu în mod diferit. Sunt iubiri pentru mamă, iubiri pentru soție, iubiri pentru copii, sunt diferite între ele, nu trebuie să le ierarhizăm. La fel și cu puterea. Puterea aceasta este destul de prost privită, cine de fapt conduce. Și de ce ar trebui să conducă cineva? Sau de ce nu o schimbare de roluri din când în când, uite, pentru variație? Pentru că am observat că sunt destul de funcționale cuplurile în care se schimbă aceste roluri. Adică niciunul nu abuzează de el pe termen lung. Da. Și să știi că este benefic și automat sunt în anumite concursuri de echipă în care se preia conducerea în timpul, fie la atletism, se preia conducerea pentru a lua aerul rece în față sau a brăzda, să zic așa. Corect, corect. Și este... Chiar și păsările. Da, și păsările, așa este. Deci, și este sănătos lucrul acesta ca... În situații, vezi că sunt crize în familie legate de boală, legate de financiar, au fost crize în care femeile câștigau mai mult ca bărbații, au fost situații în care bărbații câștigau mai mult ca femeile. Acum sunt diferite situații și situații pe care noi trebuie să le avem în vedere. Și nu trebuie să fii constipat ca să o roși pe soția ta, rezolvă problema asta sau decide tu în situația aceasta. Nu. Știi, Daniel, mă gândesc acum, dacă ar trebui să mă gândesc, că tot ai vorbit de comportamente toxice într-o relație și dacă ar fi după mine, cred că aș spune la un comportament toxic masculin, ar fi, de exemplu, lipsa de comunicare în general, faptul că într-o relație bărbații luptă pentru ea inițial, după care se cam lasă pe tânjeală și stau pe canapea, nu mai consideră că trebuie să facă ceva. La femei m-aș gândi repede la rolul matern, care de multe ori le acaparează total și nu mai văd soțul, rămân la iubirea pentru copil care predomină și pur și simplu nu se mai pot detașa de asta. Mai văd și acest rol de mami de care ai spus tu mai devreme. Ce alte comportamente mai sunt toxice și uite, sunt cumva diferite ale bărbaților de ale femeilor? La nivel de vorbire,
la nivel de vorbire, vezi, sunt anumite atitudini care le avem transgeneraționale și le luăm din familia noastră și le aducem aici, care nu și-au locul și ele trebuie modificate. Sau atitudini comportamentale legate de afacerea sau de manageriatul banilor. Vin cu ele transgenerațional din familie și nu, că așa făcea mama. Banii ăștia sunt pentru asta sau pentru... Măi, suntem într-o altă epocă, într-o altă eră în care lucrurile s-au schimbat cumva și trebuie să avem o atitudine diferită poate de până acum față de și de financiar. Și vezi, există anumite fanuri, există pe care le ai și pe care ți le dorești vis-a-vis de gadgeturi, vis-a-vis de muncă, vis-a-vis de atitudini, vis-a-vis de plimbări, vis-a-vis de relaxări. Hai să spun unul din fanurile relaxării de astăzi: să ai o grădină și să spui roșii și castraveți. Este nemaipomenit. Natasha, de câțiva ani de zile am, să zic așa, m-am arborat la lucrul acesta și o dată, de două ori pe săptămână, merg să ud acolo și să sap. Este extraordinar, o satisfacție când vezi că îți cresc. Mie copilul mi-a crescut, nu, e bine, e la treaba lui, dar când vezi că se fac roșiile, se fac castraveții, ai tot timpul nevoie să crești ceva și să te bucuri și să creezi ceva. Uite, tu duci discuția către relaxare, iar eu o voi readuce către stres. Și vreau să te întreb despre așteptări. Despre așteptările oamenilor în relații, pentru că de foarte multe ori îți dai seama, cresc cu acei copii cu basmele, cu au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, au mai văzut și un tipar, să zicem, funcțional în familie și apoi nu reușesc să-l reproducă în viața reală. Și atunci te întreb eu pe tine, ce așteptări nerealiste au oamenii legate de căsătorie? Pentru că așa apar și dezamăgirile, din niște așteptări. Vezi, e foarte bună întrebarea asta și foarte profundă, pentru că noi venim cu niște șabloane transgeneraționale și automat venim și le implementăm aici. În momentul în care noi suntem într-o căsătorie, trebuie să ținem cont de cel care este în fața noastră, de dorințele lui și, la urma urmei, fericirea, în esență, este să-mi fac fericit partenerul să te facă fericit pe tine. Ei, acest element trebuie foarte bine plombat, foarte bine realizat, deoarece nu venim cu șabloanele din căsătorie. Automat noi suntem șablonați. Noi nu ne mai putem schimba mare lucru, dar anumite comportamente noi trebuie să le avem și astfel încât așteptările respective să ni le punem în funcție de partenerul pe care l-am în discuție, în casa mea, și aici eu trebuie să lucrez. Trebuie să-mi cunosc partenerul, trebuie să-mi cunosc, îmi place să spun, trebuie să cunosc geografia partenerului, istoricul partenerului, viitorul partenerului, ca să lucrez și la geografie, și la substanță, și la viitor. Și automat, și din punct de vedere profesional, și din punct... Și hai să merg... Poate sunt prea filozofic acum. Nu ești prea filosofic, oricum am început cu o carte de filosofie, te rog frumos. De exemplu, măi, te gândești, ce profesie are soția mea, soțul meu? Dacă eu plec din viața lui, are să-și ducă mai departe? Pot să o ajut din punct de vedere profesional să aibă o carieră bună, să aibă o locație bună, să aibă... Deci ceea ce spui tu este că în iubire trebuie să avem în vedere fericirea celuilalt, corect? Da, este. Este foarte important lucrul ăsta. Bineînțeles că dăm voie să spun un text biblic care liniștește tensiunea dintre noi doi acum. Fii atent, spune așa textul biblic. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci nu trebuie să oferi totul partenerului, astfel încât eu să mă golesc de tot. Trebuie să mă iubești și pe mine. E foarte important lucrul acesta, pentru că acest echilibru mă conduce pe mine să pot oferi permanent, trebuie să mă hrănesc ca să pot să-i oferi. Deci oferi iubire, nu sacrificiu. Da.
iubirea are și sacrificiu. Eu sunt și teolog, am făcut teologia. Da, trebuie să crezi în sacrificiu. Sacrificiu de multe ori se confundă cu iubirea. Revin la o chestiune foarte interesantă care ai spus-o la un moment dat, de la fel. Nu există dragoste la fel. Acum câteva minute ai spus treaba aceasta și vin să completez acum cu amendamentul acesta. Un tată, o mamă, nu își iubește la fel copiii. Deși eu, ca și copil, dacă suntem 2, 3, 4, 5 la părinți, dom'le, dacă îl iubești pe fratele, pe sora, trebuie să ne iubești pe toți la fel. Nu există la fel. Nici o iubire la fel. Nu există. Cred că o să fie concluzia acestei emisiuni. Nu există o iubire la fel. Nu există. Există un alt tip de iubire frumoasă pe care vreau să o zic acum. Există iubire vis-a-vis de copii. Totală. Iubesc total pe Andrei, iubesc total pe Cristina, iubesc total pe Iuliana. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă el are nevoie de o pereche de pantaloni, 20 de lei, i-am cumpărat, sau 30 de lei, cât costă? Dacă ea are nevoie de o internare care costă 10.000 de euro, acolo se duc banii. Deci ce înseamnă total? Aici înseamnă iubire și aici vin să confund elementul cu sacrificiu. Este posibil să iubesc și să sacrific. Și să știi că iubire fără sacrificiu este un pic goală. E un pic, nu vreau să jignesc pe prietenii noștri din America, dar acolo este acel hai, toată ziua hai, da telefon la poliție că ai pus mașina pe iarba verde. Măi, nu. Jean Constantin spunea, avea o melodie, viața este un teatru. Trebuie să fim atenți cum jucăm această piesă de teatru. Pentru că ieșim din rolul nostru, apropo de elementele de rol, ieșim din rolul nostru și nu ne mai găsim pe noi înșine. Iubirea dintr-un cuplu este o iubire condiționată sau necondiționată? Uite, dacă mă întreb pe mine, eu aș spune așa, că necondiționat iubește doar Dumnezeu, mamele și animalele. Noi nu cred că suntem în stare de asta, la nivel relațional, dar accept orice părere, chiar aștept să-mi spui. Dar pentru că mă voi folosi de construcția ta, Dumnezeu folosește necondiționat. Dumnezeu reprezintă Tatăl meu și eu merg spre asemănarea cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Și dacă mă asemăn cu El, trebuie să arborez și eu elementul necondiționat într-o dragoste. Pentru că ea mă ajută pe mine să pot să explorez foarte bine încrederea. Elementul de forță într-un cuplu este încrederea. Încrederea poate fi udată cu această necondiționare. Dar încrederea aceasta o dai sau trebuie să fie câștigată? Și una și alta. Și o dai și trebuie să fie câștigată. Nu este o chestiune care o primim un plic ca... Sau, da, la început o avem un plic în alb, dar trebuie plicul respectiv să-l mențin ca să pot să o mențin în această încredere. E foarte important. Mi-a plăcut întrebarea asta. De ce sunt atât de mulți oameni căsătoriți sau cupluri în care el sau ea nu pare să fie prima lor opțiune? Adică s-au mulțumit cu cineva. Păi, au încercat să spunem o vreme sau au fost respinși de persoana pe care au vrut-o cu adevărat și într-un final s-au mulțumit. Natasha, vii pe tărâmul meu aici pentru că și la 7 TV am dezvoltat o emisiune la doctor cu expert în sentimente în care încercăm să unim cupluri, fete băieți, femei bărbați prin căsătorie sau recăsătorire pentru a-și găsi, să zic așa, elementul de iubire și dragoste. La întrebarea pe care mi-ai pus-o este... Sunt situații în care băiatul nu poate să facă pasul și îl ajută mama, tata sau îl ajută domnul Duță până la urmă sau îl ajută, în sfârșit, elementele acestea care vin și se concretizează. Este o vorbă, nu-mi place vorba, dar este. Trebuie să fii și tu în rândul lumii, trebuie să ai și tu familie, trebuie să ai și tu copii și... Hai să spun o chestiune și de... Și te arunci așa cu o persoană care se potrivește cu etapa prin care treci tu, nu neapărat acea persoană care să te inspire sau să fie
ceea ce îți dorești cu adevărat. Da, să știi, sunt fel și fel de oameni și asta este. Nu mă pricep să-mi cumpăr mașină. Mă duc la un specialist și mă ajută să-mi cumpăr mașină. Și el mă întreabă ce buget ai. Vine un băiat la mine și zice, domnul, să vreau să mă căsătoresc, eram o întâlnire cu femei, cu bărbați și zic, du-te la doamna verde, e de înălțime potrivită. Vine din nou la mine și zice, m-a refuzat. La doamna roz ai fost, m-am dus acolo, vine din nou, m-a refuzat. Du-te la doamna portocaliu. Da, a acceptat, merg mai departe, s-a căsătorit. Deci sunt situații și situații. Sunt, să zic, 7 miliarde de oameni, Daniel, 7 feluri de a găsi. Dacă vine cineva la tine și spune, uite, țin foarte mult la cineva sau sunt foarte îndrăgostit de cineva, dar pare să fie o relație foarte dificilă, sau mai am o opțiune, pare că ne înțelegem foarte bine, nu este acea scânteie sau acea îndrăgostire, unde ei zice să se ducă? Mai să știi că... Pe care variantă ai merge tu? Să știi că e foarte important sclipiciu și relația de intimitate. Îmi place de intimitate. Răspunsul ăsta. No, de intimitate, de explozie. Bă, îți trebuie drag. Știi cum este? E o melodie, mie îmi place. Unde dragoste nu e, nimic nu e. Dacă, de ce te duci acolo? Că așa te duci la magazin și stai cu vânzătoarea în discuție. Deci nu suntem să de acord să ne mulțumim cu ce vine sau că a sosit timpul sau că este rândul nevoie. Lumii, nu? Este nevoie de dragoste, este nevoie de îndrăgostire, este nevoie să sorbi, să te bucuri, să fii nebun în cămăruța ta. Și tot vorbeam de cuplurile acestea care par plictisite și pare că nu multe lucruri îi țin împreună. Ei au senzația că pozează pentru ceilalți, dar ceilalți văd prin ei cel puțin. Pentru mine nu este foarte greu și cred că și pentru ceilalți oameni. Adică dacă tu te duci undeva și eu... Uite, dar eu te întreb acum. Câte cupluri știi tu și știi probabil foarte, foarte multe, dar cam care ar fi numărul de cupluri care te inspiră cu adevărat și crezi, mă, ai o relație, așa mă inspiră și pe mine, îmi doresc și eu astfel de relație. Ar fi multe sau ar fi puține? Eu aș zice 3, maxim. Și știu și eu multe cupluri. Da, nu aș rămâne decât la 3. Cunosc într-adevăr mai multe și de care mă bucur să cred că lucrurile merg bine și stau împreună că se iubesc. Zi-mi un procent atunci. Nu mergem pe cifre. Un procent de cuplu care te inspire cu adevărat ce? Dintre toate în cărțile mele, toate procentele le-am trecut în urma unor cercetări. Dar pentru că mă rogi, îți spun, cred că sunt peste 20-30%. Deci e un număr mic, vezi? Aici voiam să ajung. Da, este într-adevăr. Să recunoaștem o realitate a zilelor noastre. Da, pentru că ai mai spus un cuvânt foarte important de poză. Eu îl voi folosi, cuvântul sinonimului este imagine. Noi stăm pentru a poza, pentru a fotografia într-un cuplu și a părea fericiți. Nu este corect. Nu este corect lucrul acesta. Pur și simplu te consum ca o lumânare. Nu spun ieși din cuplu, dar fă ceva în cuplu respectiv. Dacă nu poți, la revedere. Îmi place că nu ești de acord cu această mulțumire, nici nu ești de acord cu această... să te gândești mereu la funcționalitate și la ceea ce este ușor, pentru că uneori o iubire sau o relație nu este ușoară și asta nu o face mai puțin importantă. Și, într-adevăr, așa cum creștem noi în relații și iubirile care sunt sau relațiile care sunt foarte provocatoare, ne provoacă și pe noi înșine să ne autodepășim niște limite față de unele relații în care rămânem așa în stadiu de confort și nu mai învățăm, nu mai experimentăm. Să știi că lucrul acesta l-am învățat de la Dumnezeu. Dumnezeu nu-i place imaginea, nu-i place formatarea. Îi place, bă, ori mă iubești, ori nu. Ori vii. De asta, la un moment dat, spuneam că iubirea se duce spre sacrificiu. Am spus că nu mai merită să salvăm o relație. Ce ne facem cu oamenii care sunt imaturi emoțional? Poți să-i vezi la 30 de ani, la 40, la 50, la 60, unii nu se maturizează niciodată. Telespectatoarele noastre o să fie interesate cu siguranță și de bărbații gen Peter Pan, care nu se maturizează. Se știe că femeile în general se maturizează emoțional ceva mai repede. Ești de acord cu asta? Așa este. Și rămân mature și din motivul acesta ai avut o zicere deșteaptă la început că ele încep să preia conducerea. Este un adevăr. Și ce faci cu, să zicem, ce faci cu bărbații care nu se maturizează emoțional? În primul rând... Și nu vrei nici să ai un rol de mamă.
În primul rând, ei trebuie să învețe din greșelile lor și să nu le mai repete. E marea prostie a noastră să tot mergem din greșeală în greșeală. Nu mai repetăm. Să știi, Natasha, nu este rău și un duș rece. Dușul rece e de la cuplu la cuplu. Fie că își plătesc un psiholog, fie că soția spune fii atent dacă nu performăm, ne separăm. Deci este nevoie și de intersecții în viață și avem intersecții destul de multe în viață la care noi trebuie să luăm hotărâri și decizii prin care să putem să mergem cu toată viteza înainte, pe sens unic. Cât de importantă este viața intimă într-un cuplu? Are o valoare mare și nu are oprire de la, eu știu, 20 de ani până la 100 și ceva de ani. E foarte importantă intimitatea. Nu mă refer numai la elementul sexual, ci mă refer la tot complexul acesta de intimitate, care joacă, să zic așa, procentul de comunicare cel mai profund dintre două persoane. Dacă ne gândim la cele 5 limbaje ale iubirii ale lui Gary Chapman, așa, și ne gândim la faptul că oamenii înțeleg iubirea fiecare diferit, să zicem că pentru mine eu înțeleg că tu mă iubești în momentul în care duci gunoiul sau îmi faci servicii, da? Alte persoane înțeleg că sunt iubite în momentul în care primesc cadouri, alte persoane atunci când petreci timp cu ele, alte persoane care... de exemplu, pentru care contează foarte mult cuvintele de laudă, aprecierea, comunicarea și așa mai departe. Și când sunt parteneri care nu au același limbaj al iubirii, să zicem că ea are nevoie de admirație, iar el înțelege iubirea atunci când îi faci servicii. Cum faci să stabilești acest raport sau să-l echilibrezi? În momentul în care tu înțelegi într-un fel iubirea, celălalt îl înțelege altfel. Pe primul loc este comunicarea. Comunic, am nevoie de. Scuză-mă că te întrerup puțin, dar foarte mult am auzit în ultimul timp că bărbații, mai puțin decât femeile, înțeleg comunicarea. E adevărat? Da, este. Vin și mă pliez pe întrebarea ta să o pozitivez în felul acesta. Sigur că o pozitivez tu. 80% din cupluri sunt diferite. Deci 80% din cupluri sunt diferite, 20% merg pe sistem de egalitate. Diferența duce la atracție. Nor cu sud se atrag, polii diferiți se atrag. Automat, dacă avem diferențe, putem să avem reacții, putem să avem... Nu mai vreau să folosesc cuvântul comunicare. Putem să avem reacții. Din reacții se naște știința. Nici o carte nu este scrisă fără reacții, fără împușcături și automat fără critici. Dar trebuie să știm cum să ne criticăm soțul, trebuie să știm cum să ne criticăm soția. A critica pe cineva nu înseamnă a iubi. Dacă îți alegi un critic la o carte, criticii sunt oamenii de extra cărți, adică peste cărți, deoarece ei știu să critique foarte multe cărți. Critici într-o familie, dar nu și sistemul de toată ziua mă critici, toată ziua găsești negativ. Nu, mi-ar fi plăcut să facem asta, mi-ar fi plăcut într-un mod pasiv-agresiv, nu la nesfârșit, că agresivitatea pasivă poate să ducă și la explozii de tensiune. Însă, se pot face, da, tot prin comunicare. Tot prin comunicare și tot prin politețe și diplomație, așa cum Daniel ne sfătuiește, să nu ajungem la critică, ci să învățăm să comunicăm. Și trebuie să comunic și faptul că emisiunea s-a terminat. Îți mulțumesc, Daniel, foarte drag, mult pentru prezența ta. Invit oamenii să-ți cumpere cărțile. Mulțumesc! Iar noi, dragilor, ne revedem în fiecare duminică de la ora 17 la Bookmedia. Până atunci, lecturi savuroase! Această emisiune a fost realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You.